eu de câte ori am vrut să te întâlnesc. Tu ca niciodată ai fost ocupată, pentru asta n-am putut ca să-ți mărturisesc cât de mult eu te iubesc. Alexandru Arșinel, în vârstă de 82 de ani, a fost internat de urgență la spital după ce starea sa de sănătate s-a deteriorat. Familia a hotărât ca actorul să fie internat într-o clinică privată, unde este supravegheat de o echipă de medici. După mai multe zile în care actorul s-a confruntat cu stări de oboseală, Alexandru Arșinel a fost transportat la spital. În urma investigațiilor, medicii au hotărât că actorul va rămâne internat. Starea sa de sănătate s-a deteriorat după ce actorul a acceptat să facă o deplasare la un eveniment care s-a petrecut în Botoșani. Cu ceva timp în urmă, ajuns la 82 de ani, Alexandru Arșinel nu a fost ocolit de probleme de sănătate. În cursul anului 2021, actorul a fost operat și i-a fost montat un stimulator și un stent cardiac. În plus, în urmă cu 12 ani, a fost supus unui transplant renal. Nu a scăpat nici de virusul SARS-CoV-2, iar în anul 2021 a fost depistat pozitiv pentru noul coronavirus și nevoit să acorde un plus de atenție stării sale de sănătate. Și în zori, între sure, spre șosea. Fericiți, în sfârșit am să-ți spun iubirea mea.